Salutare, dragilor! Am să vă fac un video cum turnăm șapa autonivelantă. Vom folosi o șapă de la Baumit, Alpha 2000, este o șapă pe bază de sulfat de calciu, o șapă anhidridă, și vom turna în acest spațiu. Puteți vedea, avem montată încălzirea în pardoseală, care este o încălzire electrică de la Amas. Avem izolația făcută, am pus 10 cm de pir în partea de jos. În lateral la perete am pus 5 cm de pir, lățimea lui îl puteți vedea. Pirul, știți cu toții, este unul din cele mai bune izolante. Este un material foarte dens, 150 de kilopascali, foarte rezistent, mecanic. Iar ca și izolație, are una din cele mai bune coeficiente de izolare, 0,022. În felul acesta, noi căldura nu o vom pierde absolut deloc în sol, noi o vom dirija în interior. Și începem să turnăm șapa. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Vedeți, avem această șapă de la Baumit, Alpha 2000, o vom turna 3 cm și jumătate aproximativ. Folosim și aceste fibre, am luat de la Sika, să fim siguri, și exact așa procedăm. O malaxăm aici cu mixerul, eu nu am ce trebuie, nu am mașinăriile la mine, sunt toate în Franța, dar ne descurcăm așa cum putem. Și vedeți, este o șapă fluidă de interior C20F5, acesta este o șapă care eu o cunosc de mult timp, o folosesc și n-am avut absolut niciodată probleme cu ea. Este mult mai eficientă energetic decât o șapă elicopterizată, cum se folosește aici. O turnăm de 3 cm jumătate. Ce-i mai răule? Ce? Și asta ne va ajuta să avem o eficiență termică mult mai bună, deoarece o șapă elicopterizată, una, că nu transmite atât de bine căldura ca și aceasta pe bază de sulfat de calciu, după aceea sunt riscuri de fisurare, de să crape, trebuie să-i faceți o uniune de dilatare, un rost de dilatare. La aceasta anhidridă, la șapa pe bază de sulfat de calciu, nu se face așa ceva, nu este nevoie, este mult mai elastică și mult mai eficientă. Făcând spațiul doar de 3, șapa doar de 3 cm și jumătate, se va încălzi mult mai repede, căldura va fi degajată și aia înseamnă nu va funcționa încălzirea în pardoseală foarte mult timp. Va consuma foarte, foarte puțin. În felul acesta, dacă voi turnați o șapă elicopterizată de 10 cm, imaginați-vă câte ore durează să se încingă acel beton, să se încălzească, nu se încinge el foarte tare, dar să încălziți atâta cantitate de beton, veți consuma foarte mult curent. Aici foarte mulți oameni nu înțeleg și pierd energie. Se pierde foarte mult pe la pereți, deoarece betonul se va încălzi omogen, el transmite către pereți. Foarte multă căldură o pierdeți. Și atunci, practic nu s-ar pierde ea foarte mult, dar se transmite pereților, se încălzește în casă mult mai târziu. Acum, căldura va rămâne în pereți, dar voi peste zi poate nu aveți nevoie de căldură în cel puțin jumătate de an, vorbesc primăvara și toamna. Aveți nevoie de căldură, să zicem, de pe la ora 4 după masa, perioada nopții, iar dimineața deja se încălzește. În toată perioada asta veți pierde bani, efectiv, dacă aveți o șapă groasă, de aceea este recomandat genul acesta de șape și au un transfer termic mult mai bun. Și iar ceva foarte important, puteți pune parchet peste ca și finisaj, dar veți pierde la fel cel puțin jumătate din căldură. Aia înseamnă kilowați consumați, indiferent pe ce sistem încălziți, cu apă sau electric, înseamnă foarte mulți kilowați pierduți. Deci nu este bine. Dar dacă voi turnați genul acesta de șapă subțire, puneți pe ea o placare ceramică, atunci efectiv nu aveți pierderi, toată căldura va fi degajată în interiorul camerei. Acesta este modul să o faceți cât mai eficient. Acum fiecare face cum vrea.
Eu voi fixa telefonul și mă voi pune, pentru că la șapele lichide trebuie să te miști. Deci nu merge să stai, trebuie să te miști, să faci în continuu, să nu avem întreruperi pe cât posibil. Și vom turna pe altă parte din spate dormitorul și după aceea vom turna această parte. Detalii foarte importante pentru turnați o șapă. Prima dată, găleți cu măsură, găleți marcate. Observați? Sunt marcate. Respectați apa. Cel mai important lucru acesta este, respectați, nu faceți o șarjă cu o cantitate de apă alături altă cantitate de apă. Vor apărea fisuri și veți avea probleme. Noi, înainte de toate, umplem toate gălețile la măsură. După aceea turnăm apa în recipientele mari, care le vedeți acolo. După aceea punem și fibră, opțional, am preferat noi pentru că avem o grosime mică. Aceste fibre de la Sfinta, le vedeți? Având doar 3,5 cm de șapă, preferăm să o ramforsăm cu fibre. Nu punem mult, punem așa, luăm cu mâna și cam atâta, la o porție. Iar după ce am pus apa exact la măsură, deci noi nu punem apa direct în recipientul mare, punem gălețile mici, măsurată. După aceea în recipientul mare punem fibra și după aceea un sac. Malaxăm 5 ture, că atâtea avem noi aici, dar ideal este să aveți cel puțin 4-5 și după aceea începem și turnăm. Deci cam acesta ar fi marele secret. Mulți au avut probleme, a fisurat. Cel mai important acest aspect este apa să fie exact la gramaj și să nu aveți curent de aer în primele 12 ore. Deci când o turnați, lăsați totul închis, chiar dacă va fi foarte multă umiditate, dar nu este voie să fie curent de aer, să bată soarele direct pe ea. Este foarte important acest aspect. După ce ați venit a doua zi dimineața, atunci puteți deschide totul. Dar ea, dacă se forțează uscarea, iese curent de aer, iar aveți toate șansele să fisureze. Dacă vă bate soarele direct pe geam, atunci puneți ceva în geam să nu ajungă soarele la ea. La fel, vor fi porțiuni de se va evapora apa mai repede și va fisura. Foarte multă lume se plânge și de aceea apar probleme. Cam astea sunt principalele. Aici noi turnăm peste încălzirea în pardoseală. Este cu totul alt sistem, altă situație. Voi, dacă turnați direct pe ciment, pe beton, trebuie să amorsați bine, iar este foarte important, amorsat și curat, să nu fie probleme. Noi, turnând peste aceasta, va fi o șapă independentă. Acea izolație face și de rost de dilatare, că probabil veți spune mulți că nu vedeți banda perimetrală pentru dilatare și contractare. Aici nu este nevoie, polistirenul are 5 cm, este polistiren PIR, poliizocianurat, care are 5 cm, acela face și de dilatare și de izolare. Foarte, foarte important, să nu pierdeți energia. Și în felul acesta veți încălzi șapa mult mai repede, în jumătate de oră degajă căldură toată suprafața, va funcționa încălzirea 20-15 minute aproximativ, după aceea se oprește. Dacă aveți o șapă și mai groasă, nu aveți izolat peretele, contactul cu peretele, se va încălzi în de 3 ori mai mult timp, mult, mult mai repede. Detalii care eu sper să vă ajute, să vă ajute să nu consumați energie. Aici, vedeți, este turnată deja. Nu pot să vă filmez foarte mult, că nu avem timp efectiv. Dar în mare vă mai fac câteva cadre din când în când. Dragilor, șapa este terminată, uitați cum arată, eu cel puțin sunt mulțumit de rezultat, este totul terminat, acum nu pot să intru și în spate să vă arăt, dar încerc așa pe după ușă și aici
suntem chiar la intrare. Acum așteptăm să se usuce, vom închide ușile, iar mâine vom deschide totul ca să ia aer. De moment lăsăm închis, să nu forțăm, cu toate că este înnorat afară, este umiditate mult în aer. Aici mai trebuie să o aranjez puțin. Încă nu este aranjată și cam atâta. Puteți vedea șapa cum arată. Are 3 săptămâni de când a fost turnată. Șapă de 3,5 cm. Noi, vedeți, avem marcat pe perete, am avut cu laserul marcat și este în stadiu perfect. După 3 săptămâni este perfectă, nu se vede nicio microfisură. Aici, cum mai vedeți, sunt acele cleme ce susțineau cablul. O să le rupem noi așa cu piciorul. Nu deranjează. Dar, vedeți, este în stadiu perfect. Nu există o fisură, nimic. Și așa este peste tot. Nu se vede absolut nicio diferență. Să vă arăt și aici noi acum spargem marginea și uitați, aici se vede izolația. Deci aici noi avem tăiată în partea de jos, că avem cablurile ce trec de acolo și este o tăietură. Ea este până pe sol, doar că acolo am tăiat din ea ca să trecem peste cabluri. Și vedeți grosimea șapei, 3,5 cm. Aici ce vedeți este acea folie care a rămas. Deci puteți vedea, fără probleme, o șapă rezistă, chiar dacă este de 3,5 și este cea mai eficientă șapă, cea mai eficientă energetic vorbind. Șapa Alfa 2000 de la Baumit. Cam asta este. Eu sunt Learcă. Suntem amândoi obosiți și la șapa așa este. Trebuie să te miști repede. Dar suntem mulțumiți de rezultat. După cum vedeți, acolo pe paleți nu mai avem nimic. Am terminat totul. Am folosit la 30 de metri 52 de saci. 32 de metri, cam așa am avut de turnat și am folosit 52 de saci. Da, iau rămas aceea, exact 52. Vom vedea mâine, o să vă fac un cadru și mâine când este uscată. De moment, eu vă salut, vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc multă sănătate. La revedere!